În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cred în împărtășirea Sfinților. Binecuvântat să fie Dumnezeu în Sfinții Săi. Lăudat să fie Iisus Hristos. În veci, în veci. Sfințite, sfințirile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși. În această seară, în solemnitatea tuturor sfinților, ochii noștri continuă să se îndrepte spre ceruri, admirând pe cei care, înaintea noastră, au ajuns să se bucure de Dumnezeu și sunt prietenii noștri. Dar mai departe, ochii noștri se îndreaptă spre cei dragi ai noștri care au trecut în această lume și acum, știind că ei sunt aproape de Dumnezeu, aflându-se în locul de purificare, ne așteaptă să-i ajutăm. Ne unim cu cei din purgator. Ce facem cu întreaga biserică, cu Sfântul Părinte care în această seară se află în cimitirul din Campo Verano, Roma, rugându-se pentru toți răposații lumii, pentru toți cei care așteaptă să-L vadă pe Dumnezeu. Facem și noi. Ne vom întâlni cu ei în credința noastră, în lecturile sfinte și vom însoți pe cei dragi ai noștri în rugăciunea noastră ca ei cu adevărat, amintindu-i în ziua tuturor celor morți să se bucure de întâlnirea cu Iisus. Pentru a celebra cu vrednicie acum jertfa Sfintei Liturghii și rugăciunea noastră, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, spunând din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă mele de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca, având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul mult dorit al îndurării tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Am văzut o mulțime mare din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigilul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul, 144.000 de însemnați, din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea, am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare, în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și l-adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: Aceștia sunt cei care vin din strâmtoarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râu. Așa este generația celor care
urca pe muntele Domnului, cine se va ridica în locul său cel sfânt, cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Acesta va primi binecuvântarea de la Domnul și dreptatea de la Dumnezeu Mântuitorul Său. Aceasta este generația celor care îl caută pe El, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Din scrisoarea Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El, devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. La mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi și, deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta,
vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas laudă pe Fiul lui Dumnezeu și repetă neîncetat. Binecuvântat să fie Dumnezeu în Sfinții Săi. Preasfințite Sfințirile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și viți credincioși. La 1 noiembrie, Biserica Catolică de Rit Roman sau Latin sărbătorește încă din secolul al IX-lea solemnitatea toți Sfinții. Aceeași sărbătoare este celebrată de bisericile orientale de rit bizantin în prima duminică după Rusalii. În liturgia romană pe care o celebrăm noi, semnificația acestei sărbători este exprimată așa de clar la rugăciunea acestei sfinte liturghii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai dat bisericii Tale bucuria de a celebra într-o singură sărbătoare meritele și slava tuturor sfinților. Te rugăm prin mijlocirea tuturor fraților noștri din cer să ne mărești speranța și să reverși asupra noastră îndurarea Ta. Într-o singură sărbătoare pomenim și cinstim așadar pe toți cei ridicați oficial la cinste altarilor, dar și pe toți ceilalți care din darul lui Dumnezeu se bucură acum de fericire în cer. Și cu acest sentiment de bucurie pentru ei, noi continuăm să ne îndreptăm spre frații noștri din Purgator, dar și spre ceilalți frații noștri din întreaga lume. Spre toți cei care sunt creați de Dumnezeu și, desigur, mântuiți prin Iisus Hristos. În acest mister, îl aflăm alături de noi pe Iisus Hristos, care s-a făcut asemenea nouă cu un singur scop, ca să ne facă și pe noi asemenea Lui și să facă să regăsim în noi chipul și frumusețea lui Dumnezeu, adică darul Sfințeniei. Ne bucurăm așadar că în această sărbătoare, ascultând lecturile sfinte, să descoperim sau să redescoperim acest măreț plan al lui Dumnezeu, acest proiect al Său cu noi, cei pe care El ne-a creat, cu noi, fiii Săi, în care a binevoit să așeze chipul Său, imaginea Sa, adică darurile Sale, toate acestea având menirea, misiunea, să ne facă și noi să fim sfinți, adică să purtăm în lume frumusețea Sa. Sigur că păcatul întunecă această frumusețe. Pentru aceasta a venit Iisus Hristos. S-a făcut om și a izbăvit păcatul nostru, urcându-se pe cruci
Și lăsându-ne o așa de sfântă și binecuvântată învățătură, prin care noi, urmându-L pe El, să ne putem bucura de darul mântuirii. Un plan, un mister, un gest de iubire care nu aparține omului, ci aparține lui Dumnezeu. El este singur sfânt, dar nu este gelos. El vrea ca toți să fie asemenea Lui, dezăvârșiți. Ne învață și Iisus, precum Tatăl din ceruri dezăvârșit este. El s-a oferit pe sine pentru ca noi să fim cu adevărat icoana Lui, icoana Tatălui Ceresc pe acest pământ. Un lucru extraordinar, pe care nu-l are nimeni pe acest pământ decât capodopera mâinilor lui Dumnezeu, omul. Omul care trebuie să oglindească neîncetat fața lui Dumnezeu. Și dacă în om s-a pierdut această imagine, iată, tot el dorește și jertfește pe Fiul Său, îl oferă, Fiul se oferă pentru ca noi să refacem această imagine și să devenim prin El fii ai Părintelui Ceresc. De fapt, acest lucru nu e altceva decât ca să ajungem sfinți și să fim sfinți și să fim desăvârșiți. Și sigur că, așa cum am auzit de atâtea ori și astăzi la slujba mare, nu avem o teamă de acest termen, sfințenie. Sfințenia nu este ceva departe de noi. Sfințenia este așezată în noi. Dumnezeu a voit acest lucru de la început. Dumnezeu a refăcut sfințenia sufletului nostru prin Iisus și prin botez. Sfințenia este un dar pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi este chemat, invitat să-L facă vizibil pe Dumnezeu în viața sa. Am bucurat să auzim și altă dată și am auzit și la radio Vatican astăzi definiția sfinților. Eu am auzit acest exemplu chiar de la o persoană care l-ar fi trăit personal. O persoană care nu era catolică, ci protestantă. Și acest lucru s-a întâmplat în Norvegia. La Trondheim, într-o biserică măreață, frumoasă, sfântă, tradițională, gotică, cu foarte multe vitralii. E sigur că persoana care amintește acest lucru a intrat cu fetița ei, copilul ei, în asemenea biserică măreață. Acum, sigur că trebuie să spun că am văzut-o și eu personal. Impresionantă. Și când este lumină, biserica te face să intri într-o atmosferă divină. Și sigur că acel copil, intrând acolo și văzând așa frumusețe de vitralii, întreba, dar cine sunt cei care sunt acolo sus, pe aceste ferestre? Și sigur, mama, pentru că la protestanți nu se vorbește mult de sfinți, și această biserică a fost foarte mult timp biserică catolică, au rămas aceste vitralii, iar persoana era în încurcătură. Ce să-i spună copilului, fetiței ei? Spune că, mi-a spus, să zic, spune că aceștia sunt sfinții. Și ce fac sfinții acolo sus, întreabă fetița. A rămas încurcată
respectiva mamă. A povestit această istorie aici la Mitropolie, la o masă după celebrarea Sfintei Paraschive. Și atunci a venit o inspirație să spună, iată, strălucesc, transmit frumusețea soarelui, a luminii. Și atunci copila zice, acum știu ce fac Sfinții acolo sus. Transmit frumusețea lui Dumnezeu. O definiție care reprezintă cu adevărat, aș putea spune, o inspirație de copil. Transmit lumina și frumusețea lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, misiunea Sfinților. Să transmită pe pământ darul pe care ei l-au primit, lumina, strălucirea frumuseței, virtuților, a demnității pe care Dumnezeu a așezat-o în om, să transmită din generație în generație aceste daruri pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare dintre noi. Sigur, Sfinții o fac într-un chip cu totul special, pentru că au aceste carisme sau daruri, dar nu numai ei. Fiecare om care își păstrează sufletul curat, curățat prin tainele sfinte și prin botez, fiecare persoană are această misiune, să transmită celorlalți frumusețea fiilor lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu însuși. Ne bucurăm să știm că avem atâția sfinți care au făcut acest lucru în istorie și acest lucru este recunoscut. Mulți au făcut minuni, dar cei mai mulți n-au făcut altceva decât au transmis această frumusețe a lui Dumnezeu. Așadar, sfânt este acela care împlinește această misiune. Sigur că ne bucurăm în aceste zile frumoase să ne aducem aminte de Sfinții noștri, de Preacurata Fecioară Maria, de Sfântul Iosif, de Sfinții noi, Ioan Paul al II-lea, Ioan al XXIII-lea, Sfânta Tereza de Calcuta. Fericiții noștri, ne bucurăm să-i vedem și să-i știm ce curajoși au fost, cât s-au străduit cu adevărat să-L facă prezent pe Dumnezeu. Și ne întrebăm dacă noi totuși facem parte din acest popor al lui Dumnezeu. Suntem păpturile sale la care El a lucrat cu atâta iubire, înzestrându-ne cu atâtea daruri. Noi ce trebuie să facem? Cel Vatican al II-lea vorbește despre chemarea universală la sfințenie și o pune ca o datorie nu numai a episcopilor, a preoților și a persoanelor consacrate, ci chiar o pune la început, chemarea tuturor la sfințenie. Cu alte cuvinte, acest lucru trebuie să nu-l uităm. Suntem chemați la sfințenie. Și ce trebuie să facem? Sigur că ne temem să vorbim despre minuni. Dar minunea cea mai frumoasă este de a fi creștini adevărați. Creștini care știu să-L înțeleagă pe Iisus, să-L urmeze, știu să ia exemplu celor care au fost înaintea lor sfinți, știu să-și prețuiască demnitatea, știu să facă bine celor care sunt în jur, știu să transmită celorlalți frumusețea lui Dumnezeu prin purtarea proprie. Cunoaștem foarte bine misterul
lunii. Misterul lune, Mysterium lune, a lunii care stă pe cer. Ce face, de fapt, luna? Sigur, când o vedem, ea totdeauna face același lucru. Transmite lumina soarelui. Noi nu o vedem mereu, că mai sunt nori sau rog, este această mișcare în univers. Dar ea totdeauna strălucește, pentru că primește lumina soarelui și o transmite. Și sigur că aș dori să închei cu un exemplu a unui profesor care la o lecție cu studenții săi, unul, sigur că a ascultat cu atenție ce spunea profesorul despre rolul omului care stă și e chemat să fie în viață, în societate. La urmă, un tânăr, înainte de a pleca ei la oră, drăznește să-l întrebe, și care este sensul vieții noastre, sensul vieții mele? Sigur că alții au râs, dar profesorul a luat-o în serios. Și am să-ți spun care este sensul vieții și rolul și rostul vieții tale. În timpul războiului am descoperit pe stradă o bucată de oglindă, spartă. Și sigur, fiind copil, m-am bucurat să am o bucată de oglindă care noi copiii ne jucam cu ea, treptând-o spre soare și apoi acolo unde vroiam noi. Sigur că am practicat cu toții acest joc. Dar de fapt acest joc are un sens așa de minunat și frumos. De ce eu o făceam, acum o port în buzunar, mi-aduce aminte. Acest lucru trebuie să-l facem noi, să-l faci tu. Să primești ce-i frumos, lumina, și să îndrepți tu acolo unde vezi că e întuneric. Într-un colț sau spre un altul. Prin viața ta, prin purtarea ta, prin trăirea ta. Și atunci viața ta are un rost. Ai un rol. Îndepărtezi din diferite locuri întunericul. Prin proiecția vieții tale, prin trăirea ta. Dragi iubiți credincioși, acest lucru trebuie să-l facem noi. Chiar dacă suntem mici, chiar dacă suntem uitați, chiar dacă nu avem posturi înalte, chiar dacă avem de suferit, rămânem mereu sub această lumină a lui Dumnezeu care ne înconjoară. Transmite spre noi toată bucuria și bunătatea, toată frumusețea. Și noi nu trebuie să facem altceva decât cu viața noastră să o îndreptăm spre prietenii noștri, spre cei care poate ne fac răul, să le arătăm cu modestie, dar cu curaj, ce este bine și frumos. Acest lucru au făcut sfinții. Sigur că unii au săvârșit și săvârșesc minuni. Dar și aceasta este o minune, să poți face bine, să încurajezi pe alții, să-i faci să se simtă fericiți, luminați și să faci în lume să fie mai multă frumusețe. Acest lucru îl așteptăm mereu de la Sfinții noștri să ne încurajeze pe drumul nostru, că ei sunt indicatoarele pentru viața noastră, care ne arată drumul, care ne încurajează, care ne vorbesc mereu prin scrierile lor și prin viața lor despre ce a făcut Dumnezeu și face în lume. Acest lucru trebuie să-l purtăm și noi mai departe. Și sigur că astăzi, aici, amintindu-ne cu toți de cei care au fost înaintea noastră, de cei care credem că iubindu-L pe Dumnezeu acum sunt fericiți, îi rugăm pe ei să nu ne uite.
În același timp, noi suntem chemați în acel adevăr al credinței despre care spuneam la început împărtășirea Sfinților, să nu-i uităm pe ceilalți. Adică să nu uităm pe cei care au murit și care, sigur că, ca orice om greșitor, poate mai au de ispășit. Noi îi putem ajuta. Acesta este rostul rugăciunilor noastre. Acesta este gândul cu care noi mergem în cimitir. Aceasta este chemarea noastră, să nu-i uităm. Într-o astfel de comuniune noi putem cu adevărat să împlinim ceea ce Dumnezeu cere de la noi și așteaptă de la noi. Dragii iubiți credincioși, comuniune cu toți credincioșii de pe pământ, noi să păstrăm acest tezaur, această învățătură, această misiune, această menire, această bucurie pe care Dumnezeu vrea să ne ofere și nouă, ca să fim cu toți frații și surorile noastre în cer. De aceea ne rugăm și avem acest dar al rugăciunii și al credinței în aceste zile. 1 noiembrie, ziua Sfinților fraților noștri, 2 noiembrie, ziua răposaților noștri, cei legați de noi. Dar aceste sărbători au o altă menire, să ne păstreze uniți cu cei care trăiesc acum pe pământ, la Iași, la Roma, în București, Roma, Ierusalim, oriunde în lume, căci formăm o familie și un popor al lui Dumnezeu care are un destin veșnic. Amin. Și acum în comuniune cu întreaga biserică, cu Sfântul Părinte și cu toți cei dragi ai noștri de pe pământ, ne mărturisim aceeași credință și speranța noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de dreapta Tatăl. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și și a grăit prin proroci. Cred într-una, sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm cu încredere rugăciunea noastră însoțiți de Sfinții noștri protectori.
Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta. Ne rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul tău asupra sfântului nostru Părinte Papa Francisc, asupra episcopului nostru Petru, asupra episcopului auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Celor care ți s-au consacrat, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie imbold spre sfințenie pentru fraților. Te rugăm, ascultă-ne! Învasă-i pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin mijlocirea sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețe a feței tale, prin Hristos Domnul nostru. Fraților, pentru că jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să te aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic, Tu, Dumnezeu, Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre deja adunați împreună cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii pe care ni-a dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul măririi tale. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvor la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele se devină pentru noi trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumindu-se, a bântu-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, suferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu toți ceilalți episcopi și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea ta și primește să se bucure de lumina feței tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu
cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Demnă este porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești din cer, în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci a ta este împărăția și puterea și slăvirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să-i fac cuvărământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur e sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să reveli șarul tău și asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în împlinitatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Ne unim acum într-o rugăciune comună, după tradiția bisericii noastre locale, să implorăm de la Dumnezeu milostivirea sa pentru cei care au muncit aici, în această episcopie, în această parochie, în acest oraș, seminarul nostru, amintindu-i astfel pe apăsații noștri episcopi, Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandari, Dominic Jachet, Mihai Robu, Marco Glazer, Petru Pleșca, și pe preoții care au lucrat aici, Andrei Gherguț, Alfons Donia, Lois Dunia, Anton Bădău, Anton Trifaș, Carmil Tocanel, Dumitru Romila, Dumitru Pătrașcu, Francisc Gârleanu, Francisca Bene, Kasper Bachmeier, Gheorghe Vămișiu, Ioan Ciuraru, Ioan Zico, Ioan Părțac, Iosif Gherghel, Iosif Șurgăt, Isidor Mocanu, Leopold Nesman, Petru Gavor, Petru Martinescu, Rafael Friedrich. Ca Dumnezeu să-i parte pe umirii bunului păstor în împărăția Regelui Veșnic și să se bucure purul cu sfinții și aleșii săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tatăl lui Ceresc Maria, iar noua viața ne-ai venit. Thank you.
Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru. Invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta pentru slujitorii Tăi, episcopi, preoți, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dărelor, Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Sufletele lor și sufletele tuturor credincioșilor răposați, primirea lui Dumnezeu să se odihnească în pace. Amin. Amin. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Al binecuvântezea tot puternicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.